Salut, camarazi, bună ziua! O să vă povestesc o istorie fascinantă. Știți și voi că pe planeta pe care trăim noi se află și bune și rele, se află și albul și negru și griul, așa că niciunul dintre noi nu e perfect, toți suntem păcătoși. Lumea în care trăim e prostită și manipulată, să fie nebunită după bani, să fie avară după bani, să nu mai dea nicio atenție la nimic în afară de bani și atât, bani, bani și iar bani. Asta înseamnă că oamenii vor căuta întotdeauna să aibă bani cu mijloace legale sau ilegale, prin furturi, tâlhării, crime și toate cele, eu zic că peștele se curăță de la coadă și se împute de la cap. O să vă povestesc despre cum uneori poliția merge pe piste false sau folosește piste false, pentru că de pe urma pistelor false trăiește și poliția, și procurorii, și judecătorii, și toată echipa care e pe lângă ei, doctorii, gardieni, dăpârnăi și așa mai departe, grefieri. E o întreagă armată care trebuie hrănită. Dacă malaxorul ăsta nimeresc și niște nevinovați, nimeni n-are milă de ei, pentru că pe ei interesează privilegiile lor, salariile lor nesimțite, pensiile lor nesimțite. Adevărul e ceva abstract pentru ei. Adevărul e ceea ce le servește lor ca să câștige bani cu sacii. Deci o să vorbesc despre trei indivizi, René, Paul și Michel. Toți trei au cazier bogat cu antecedente penale. Au fost arestați doi dintre ei, condamnați la pedepse grele. Să știți și voi că în justiție s-o folosește formula idiotă, zice că eroarea judiciară. Nu există erori judiciare. Procurorii, judecătorii și polițiștii știu că persoana arestată e nevinovată, dar ori se află sub presiune de caz la un viol și crimă, la o tâlhărie unde au murit două, trei persoane și trebuie să rezolve cazul oricum, cu minciuni sau pe probe, nu contează, să scape ei de presiune, să nu-și pericliteze pozițiile pline de avantaje bănești. Așa. Indivizii ăștia au și salarii speciale și pensii speciale, deci viața nevinovaților n-are nicio relevanță pentru ei. Știi, ei bagă oameni la pușcărie și distrug familii și copii și indivizi și bărbați și femei fără nicio milă. Ei nu sunt mai buni decât criminalii, decât că ei sunt de partea legii corupte. Deci avem de-a face cu un atac în bancă, în care un polițist e împușcat, iar doi răniți grav. Cei care au fost acuzați mai târziu neagă faptele. Polițiștii arestează oameni care au același profil cu infractori. Știți, dacă a fost tâlhărie în bancă și n-au probe, n-au dovezi, nu i-au prins pe tâlhari, arestează pe cineva care se încadrează în profil, adică care a mai făcut cândva o tâlhărie în bancă, la mână armată, așa. Deci astea toate ca să influențeze jurații. În Franța, de exemplu, procesele sunt cu jurați. Jurații pot întoarce decizia judecătorului și procurorului. Dacă judecătorul și procurorul decid pârnaie pe viață și jurații nu sunt convinși și nu cred că persoana respectivă a făcut crima sau tâlhăria sau ce au făcut, pot întoarce verdictul și îl pot declara nevinovat sau pot să-i dea o pedeapsă mai mică. Deci ne aflăm pe 28 iunie 96 într-un orășel mic din sudul Franței,
alarmă la poliție, la Banca Credit Agricolă, au fost atacați. În momentul când s-a deschis seiful cu bani, individul care a deschis, adică de fapt era o doamnă, a reușit să facă ceva greșit și asta însemna că să dea alarma la o firmă de siguranță care anunță poliția după aia. Două echipe de polițiști se deplasează la bancă. Banca, tot ce se petrecea acolo, era ascultată de firma de siguranță. Atacatorii își dau seama că a venit poliția. Și polițiștii sunt anunțați că au fost reperați. Tot ce era se vorbea în bancă era ascultat de firma de securitate. Banca e încercuită. Atacatorii iau clienții ca ostateci. Ce nu știau polițiștii? Că în bancă se bănuia că sunt 2-3 atacatori, dar afară mai erau 2 atacatori sau cel puțin unul la pândă. Înțelegeți? Și la un moment dat polițiștii nu și-au dat seama și s-au trezit între focuri. Deci de aia unul dintre ei a murit și 2 au fost grav rănit, că erau împușcați din spate. Francezii, trebuie să zic că sunt au mai mult sânge în instalație decât românii. La ei tâlhăriile în bănci și atacurile în bănci sunt deja istorie veche, știți, se petrec tot timpul jafuri la bijuterii și așa mai departe. La un moment dat se trage în interiorul băncii. Se aud chiar focuri de mitraliere. V-am zis, 2 polițiști răniți grav, unul omorât. Deci, la un moment dat, zboară în cioburi vitrina băncii, toată vitrina zboară în cioburi. Atacatorii ies de acolo cu sacii, cu bani, trăgând, mascați, cagulați, cu mănuși și înarmați până în dinți. Așa, fug și deja cel care, complicele lor, care trăgea din spatele, deschisese calea. Așa, la un moment dat ajung la 1 metru de polițistul care era rănit și în loc să-l termine, bineînțeles că erau mai interesați să fugă, s-au întors și au fugit spre șosea. Atacatorii au intrat în bancă pur și simplu pentru o fereastră, uitată de deschisă prostește de angajații băncii. Prin geamul ăla care îi ducea la cabinetul, la WC-ul băncii, se putea intra în bancă. Ajunsese primul angajat, a dezactivat alarmele cu mecutuma și brusc i-au apărut 2 indivizi în față, ieșind din WC-ul, mascați, înarmați și cu mănuși pe mâini și înarmați cu mitraliere, pistoale și revolvere. L-au legat, l-au imobilizat. Până la urmă, cine intra în bancă nu mai ieșea. Au imobilizat 6 angajați și 2 clienți, imobilizați și legați. Deci v-am zis, o obligă pe șefa băncii să deschidă seiful. Ea intenționat nu respectă procedura, ceea ce automat dă alarmă la firma de securitate. La un moment dat, când au ajuns polițiștii acolo, femeia era ținută cu mâna stângă de gât ca un scut și cu dreapta atacatorii trăgeau în polițiștii. Adică băieții sunt la, cum să zice, va-banc, la bal sau la spital. După ce atacatorii au fugit, ostaticii au fost eliberați de un motociclist și văzuse scena. Totul se întâmpla într-un orășel de 30.000 de locuitori. V-am zis că bandiții, atacatorii au fost deștepți, că unul sau doi dintre ei au rămas afară și i-au prins
pe polițiști la mijloc, de aia pe unul l-a omorât și pe doi au rănit grav. Partea proastă e că înregistrările video nu erau, instalația video nu funcționase, știi? Atacurile în zona respectivă, în regiunea respectivă erau foarte frecvente. Cei care au fugit, făptașii, au avut și veste antiglonți, înțelegeți? S-au făcut portrete robot la 3-4 bărbați, se știa că unul din atacatori fusese rănit și el. După câtva timp se găsește un Renault 21 abandonat în care se găseau peruci, sandale, ochelari, o sticlă de apă și un sac de plastic. Se urmăresc toate pistele astea, că și ochelarii au o serie pe ei. Punga de plastic era de la un magazin care erau doar patru în Franța, dar vânzătorii nu recunosc portretele robot. Se mai găsește și un Kalashnikov AK-47, AK-47 și un fir de păr. Înțelegeți? Mașina era furată. Proprietarul era cunoscut poliției, e interogat, dar nu îi se poate imputa nimica. Așa. Deci, la un moment dat, nu le mai rămăsese decât vocile răpitorilor prin care puteau să-i găsească. La 14 luni după atac, un sifon, un turnător, îl balancează, cum se zice în franceză, îl anunță poliția că unul din frăptași e cel supranumit Jesus, adică Isus. Așa. Ăsta ar fi fost unul dintre cei patru atacatori. Zice că sifonul le-a mai spus că Jesus ăsta, Isus, i-a acompaniat tot timpul de unul Pierre. Așa. Pierre era cel care fusese rănit și pierduse sânge, știi? Deci ăștia știau grupa lui sanguină și așa mai departe. Iisus ăla așezuse toată viața lui mai mult în pârnaie decât afară, știi? Adică făcea naveta în pârnaie și libertate, între pârnaie și libertate. Era chiar căutat pentru o altă luare de ostatici și în altă bancă. Începe vânătoarea la om, știți? Deci ce se întâmplase? Iisus și cu încă doi tipi așteptase sub o arcadă noaptea o directoare de bancă, îi pusese pistolul la tâmplă și ei și fetiței sale, îl luase și pe bărbatul ca ostatec, i-au ținut toată noaptea sub supraveghere în casa lor, dimineața i-au luat cu ei, i-au cărat la bancă, au dezamorsat alarmele Directoarea, când le dă banii, reușește să activeze și alarma. Așa. Vin jandarmii, schimb de focuri, chiar și focuri de mitralieră între doi jandarmi, pentru că era tot așa o bancă micuță, retrasă la țară. Ajung doi jandarmi, schimb de focuri de mitralieră, atacatorii își dau drumul pe burlane și dispar. Prada cam vreo 30.000 de euro și bonuri de trezor, câteva sute de bonuri de trezor care se pot schimba și aia în bani lichizi. Iarăși vânătoare la om, câini, elicoptere, nu dau nimica, dar în fugă atacatorii au lăsat niște chiștoace în mașina abandonată. Deci chiștoacele înseamnă salivă, înseamnă probe. Asta e, la repezeală se fac greșeli. Se mai găsește în mașină niște îmbrăcăminte de vânători, iar în portbagaj un pistol, un revolver, veste antiglonț și cagule. Știi, mașina și asta furată, dar problema e că o vestă care avea în buzunar o pastilă Dolipron. Și proprietarul, când i se arată vesta, o recunoaște ca vesta lui de vânătoare și găsește în buzunar și pastilele lui pe care le lua frecvent. Deci, asta erau probe. Arma care o găsește acolo era un Remington vândută într-un magazin la Paris.
cumpărătorul cunoscut pentru tâlhărie armată. Deci, prostește, tu faci tâlhărie armată cu Remington cumpărat la magazin. Așa. Li se urmăresc vocile la toată lumea care erau suspectați. La un moment dat, unul din suspectații e localizat într-un apartament unde ăștia se uitau cu binoclu și îl aproba veste antiglonți, arme și tot așa. E arestat, avea mai multe tâlhării făcute împreună, dar nu toate cu ceilalți. Arestatul nu vorbește până la proces, majoritatea neagă acuzațiile, unul dintre ei e localizat în Portugalia pentru că avea prostul obicei să vorbească cu familia din Franța, a fost localizat, filat de doi jandarmi la un moment dat când s-a întors de Crăciun acasă, e arestat. Până la urmă, probele și dovezile au ajutat să condamne dar pe Paul și pe Michel, unul pârnaie pe viață, erau tot 20 de ani. Ceilalți doi care erau acuzați și bănuiți n-au fost găsiți niciodată, deci și acum cei doi își acuză că au fost arestați pe nedrept nevinovați. Acum e greu de zis, dar eu, din experiența mea personală, știu că de multe ori poliția, judecătorii, procurorii bagă la pârnaie pe oricine numai ca să rezolve cazul, ca să-și creeze prost, să-și ducă cariera mai departe spre avantaje, privilegii și bani mulți. Știți? Așa e în lumea asta. Hai, vă pup, sper că v-a plăcut. Ne auzim mai târziu, vă pup cu drag, rămâne precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!